Bună ziua, bine ne revedem într-o nouă conferință de presă, având în vedere faptul că va fi un program mai aglomerat săptămâna viitoare, cu o prezență și la București. Am preferat să venim într-o conferință de presă astăzi, prin care mi-am propus să vă aduc la cunoștință câteva din activitățile pe care le-am propus pentru această săptămână și pentru săptămâna viitoare și câteva din proiectele pe care le avem depuse. Vreau să încep prin a vă prezenta stadiul lucrărilor. În această perioadă vremea nu este tocmai favorabilă. Vom încerca astăzi, în măsura în care timpul ne va permite, să mai montăm pavele pe cele două loturi pe care le avem în desfășurare acum. E vorba de strada Bogdan Dragoș și în momentul de față lucrăm la pavele între strada Tinosului și strada Pescarilor. De asemenea, am făcut câteva probe și după această conferință de presă mă voi deplasa pe teren pentru a vedea cum vom putea scoate bordurile de pe strada Bogdan Dragoș fără a afecta foarte mult carosabilul. Și de asemenea se lucrează și în zona bulevardului Roman Mușat, străzile Roman Vodă, Dr. Koch, acolo unde de asemenea am luat decizia să înlocuim și bordurile, întrucât rămâneau segmente foarte mici de drum care dădeau un aspect inestetic și atunci am luat decizia să înlocuim și bordurile mari. De asemenea, se lucrează la conturarea profilului noii străzi Nicolae Bălcescu, acolo unde am dispus refacerea alineamentului inițial și odată ce vremea ne va permite, cel mai probabil de săptămâna viitoare, începem la montarea bordurilor pe această stradă. De asemenea, vom începe montarea bordurilor și pe cele patru străzi din cartierul Nicolae Bălcescu, care au fost asfaltate anul trecut. E vorba de Zambilelor, fundătura Urzicii, Cărămidăriei și fundătura Cânepii. Și de asemenea, se lucrează pe strada Tinosului la preluarea apelor pluviale și a canalizării noi de pe strada Ciocârliei și legarea canalizării la stația de pompare de pe strada Ciocârliei și apa pluvială de pe Ciocârliei o legăm cu apa pluvială de pe Cocorului. De asemenea, de săptămâna viitoare vom intra la balastarea străzilor pe care s-a lucrat în acest început de an. Și imediat ce vreme ne va permite, vom intra la extinderea rețelelor de gaze naturale din această zonă. Pentru celelalte lucrări așteptăm în continuare vreme mai bună, având nevoie de temperaturi mult mai ridicate. Sperăm ca în luna martie să avem astfel de temperaturi care să ne permită realizarea acestor lucrări. În ceea ce privește proiectele europene, vreau să împărtășesc împreună cu dumneavoastră bucuria pe care am primit-o săptămâna trecută, când am fost informați că celelalte 8 proiecte cu finanțare europeană pe care le-am depus au intrat în evaluare, practic au fost scoase din lista de rezervă și intră în evaluare, la început în evaluarea administrativă, după care tehnico-economică și intrăm în faza de precontractare. E o veste foarte bună. Așa cum știți, în ultimii 3 ani am depus 18 proiecte cu finanțare europeană. Valoarea totală a acestora este de 34 de milioane de euro, iar prin aprobarea și acestor ultime 8 proiecte cu finanțare europeană, cred eu că vom reuși să
acoperim o arie foarte largă de investiții și de asemenea o infuzie de capital în următorii 3 ani care va genera pe lângă creșterea calității vieții în Roman și un capital care se va întoarce tot în comunitate și care va genera și locuri de muncă, investiții de peste 35 de milioane de euro care se vor întâmpla în următorii 3 ani, reprezintă interes pentru orice investitor și sunt convins că aceste lucruri vor duce și la sporirea gradului de confort. Vreau să vă readuc aminte ultimele 8 proiecte care se aflau în lista de rezervă și care au intrat acum în evaluare. Este vorba de reabilitarea, modernizarea și echiparea Liceului Tehnologic Vasile Sav. E vorba aici de corpul B, sala de sport și corpul de ateliere. De asemenea, va intra în evaluare construcția și echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie preșcolară. Este vorba de construcția unei grădinițe noi în cartierul Favorit, lângă Biserica Copiilor din Favorit. De asemenea, reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu și aici ne referim la școala de artă Sergiu Celibidache, reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale în învățământul general obligatoriu, corpul de al Colegiului Național Roman Vodă și practic prin reabilitarea acestui ultim corp de clădire putem spune că în totalitatea sa Colegiul Național Roman Vodă va fi modernizat și reabilitat. De asemenea, lucrăm în această perioadă la un studiu de fezabilitate, și un plan urbanistic zonal pentru construcția unei săli de sport pentru Colegiul Național Roman Vodă. Noi am investit anul trecut în sala de sport existentă și am realizat sistemul de încălzire, însă e clar că un colegiu național de renumele Colegiului Național Roman Vodă are nevoie și de o sală de sport modernă, drept pentru care avem documentația depusă la Compania Națională de Investiții și această investiție se află pe lista sinteză. Urmează să completăm documentația, după care intră la vizele pe care trebuie să le obțină Compania Națională de Investiții și ulterior se va scoate la licitație proiectare plus execuție. De asemenea, avem proiect pentru reabilitarea, modernizarea, proiect integrat de construire și dotarea corpului B și a sălii de sport de la școala Costache Negri și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice din cartierul Petru Rareș. Aici vorbim de fosta școală numărul 2, unde de asemenea vom construi o sală de sport. Un proiect similar avem pentru școala Carol I, de asemenea construire și dotare sală de sport și clădirile adiacente, dotarea, reabilitarea și dotarea grădiniței și modernizarea și drumurilor publice din cartierul Nicolae Bălcescu. Sunt acele ultime 4 străzi de care vă spuneam că așteptam evaluarea, astfel încât în totalitate cartierul Nicolae Bălcescu să fie asfaltat. E vorba de strada Zebrei, fundătura Zebrei, strada Salcei și strada Sărata. Și practic, la sfârșitul acestui an, dacă vom avea licitațiile făcute, putem avea în totalitate străzile din municipiul Roman asfaltate. De asemenea, așa cum vă spuneam, aveam și un proiect pentru strada Fabricii și acesta a intrat în reabilitare. Reabilitarea și modernizarea clădirilor cu destinație socială pentru populația cartierului urban defavorizat, zona Fabricii și reabilitarea străzii Fabricii, inclusiv construire căi de acces la locuințele sociale. Aici este un proiect mai amplu care prevede și extinderea actualelor locuințe și să realizăm toalete în fiecare cameră. Și, bineînțeles, proiectul cel mai important pentru Roman și mult așteptat de toți romașcanii, reabilitarea, modernizarea și dotarea Centrului Multicultural Unirea, reabilitarea și modernizarea străzilor și căilor de acces din zona adiacentă și acest proiect a intrat în evaluare și credem că în acest an vom putea să semnăm contractul de finanțare și chiar să realizăm proiectul tehnic pentru această clădire. De asemenea, un alt proiect european
pe care ne-am canalizat atenția și pentru care am depus documentația necesară pe data de 30 ianuarie acestui an, se referă la din nou la creșterea capacității administrative, pe lângă proiectul european pe care l-avem deja câștigat și se află în implementare. Am mai gândit încă un proiect pentru a extinde competențele digitale ale primăriei municipiului Roman și în cadrul axei de finanțare, axa prioritară 2, am depus proiectul de planificare strategică și digitalizare urbană pentru municipiul Roman. În cadrul acestui proiect ne propunem continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, iar rezultatele pe care le urmărim prin acest proiect sunt foarte importante atât pentru autoritatea publică locală, dar cât și pentru cetățeni. În primul rând ne dorim elaborarea unui plan strategic instituțional și, cel mai important, un plan de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Roman. De asemenea, dorim implementarea unor măsuri de simplificare prin introducerea unor soluții aplicative noi și pe care să le integrăm cu cele existente în momentul de față. Ne interesează de asemenea o platformă implementată pentru gestiunea integrată a activităților administrației publice, prin care dorim să acoperim mai multe segmente și aici vorbim de gestiunea nomenclaturii stradale, gestionarea activității de eliberare, certificate de urbanism, autorizații de construcție, disciplina în construcții, gestionarea activității de eliberare, aviz de comisie tehnică, activitate de urmărire a lucrărilor de construcții, activități de notare, radiere a construcțiilor în cartea funciară, activități de eliberare a adeverințelor în intravilan, gestionarea activității de eliberare a adeverințelor de punere în posesie la legea 18, fluxurile de lucru ale compartimentului de spații verzi, gestiunea integrată a bugetului, contabilității, taxelor și impozitelor, investițiilor și a patrimoniului și o platformă de management educațional pentru 7 unități de învățământ preuniversitar din municipiul Roman și, de asemenea, dorim să creștem și gradul de profesionalizare a angajaților primăriei municipiului Roman printr-o specializare în management strategic și managementul schimbărilor din perspectiva e guvernare. Practic este un proiect de aproape 1 milion de euro pe care noi l-am depus și care se află în evaluare. În ceea ce privește activitățile din bugetul propriu pe care ni le-am propus, așa cum știți, anul trecut am mai creat un nou spațiu de joacă, am modernizat altele. Pentru acest an ne-am propus încă 5 spații de joacă care să fie modernizate cu suprafață de protecție pentru copii. E vorba de locurile de joacă situate în strada Vlad Țepeș, Stadion Moldova, Miron Costin la blocul 5, Aleea Liacului, Farmacia Stejara și strada Dobrogeanu-Gherea, blocurile 6-8. De asemenea, având în vedere perioada în care ne aflăm, am început toaletarea arborilor de pe raza municipiului Roman. Răspundem solicitărilor asociațiilor de proprietari pentru toaletarea arborilor și intervenim, așa cum spuneam, atât în zona asociațiilor de proprietari, cât și acolo unde colegii noștri au identificat situații care, de arbori care obturează fie semnele de circulație, fie parcările publice. De asemenea, și acolo unde se constată că acești arbori pot, sau ramurile acestor arbori, pot pune în pericol bunurile de pe domeniul public. Iar în paralel cu această campanie de toaletări de arbori, pregătim și campania de plantări de noi arbori. Peste 5.000 de arbori vor fi plantați și în acest an. Evaluăm și facem ultimele analize în ceea ce privește necesarul de arbori pe care îi vom planta. Vom face și achiziția publică și imediat ce vremea va permite vom intra la plantarea acestor arbori. Vom planta câte 50 de arbori pe mai multe alineamente stradale,
E vorba de strada Sucedava, Smirodava, Victor Hugo, Ștefan cel Mare, tronsonul reabilitat, alineament Bulevardul Republicii, alineament strada Mihai Viteazu, gara Romane și Rean spre Iași, alineament strada Dumitru Mărtinaș și în părculețele modernizate din strada Anton Pan și din Bulevardul Republicii. Alți 10 arbori se vor planta în zona străzii Uituz, 100 de arbori pe Bulevardul Roman Mușat, peste 500 de arbori se vor planta în zona locuințelor de tip condominiu, în zona asociațiilor de proprietari, drept pentru care așteptăm solicitări de la asociațiile de proprietari pentru a veni în sprijinul nostru și noi le oferim materialul necesar pentru a planta acești copaci. De asemenea, în cartierul Nicolae Bălcescu vom planta în jur de 1000 de puieți care vor completa spațiul verde actual. Tot cam 1000 de arbori vom planta și în zona fostului depozit de deșeuri de pe strada Colectorului. Circa 750 de arbori vom planta și în zona podului de fer de pe malul râului Moldova, iar aproximativ 2000 de arbori îi vom planta în zona drum județean 207A pe varianta ocolitoare este a municipiului Roman. O altă activitate pe care ne-am propus-o și cu care ne aflăm în evaluare se află la în ceea ce privește extinderea unor sectoare de drum de pe raza municipiului Roman pentru a crea pe de o parte noi locuri de parcare și pentru a putea permite circulația în condiții de siguranță pe ambele sensuri. E vorba de strada Smirodava pe segmentul cuprins între strada Vasile Conta și strada Ecaterina Teodoroiu, strada Tineretului în zona blocului 15, strada Anton Pan pe segmentul cuprins între strada Martir Cloșca și strada Mihai Viteazu și strada Energiei cuprinsă între strada Dumitru Mărtinaș și intrarea la fabrica de zahăr. De asemenea, ne-am propus să reabilităm și zona de la Stejarul Unirii. Practic, întreaga zonă va intra în reabilitare, atât în ceea ce privește trotuarele, cât și carosabilul din acea parcare, astfel încât anul viitor, când vom avea manifestările prilejuite de Ziua Unirii, să avem o locație modernizată și reabilitată. Un alt proiect pe care mi l-am propus în acest an și care va demara încă de săptămâna viitoare, odată cu aprobarea bugetului, se referă la reabilitarea și modernizarea stadionului Moldova. Așa cum bine știți, într-o primă etapă, prin acel proiect asumat de Guvernul României pentru organizarea campionatului european de fotbal din acest an, Guvernul României are obligația de a construi peste 150 de stadioane în România. Municipiul Roman are depus un astfel de proiect, însă proiectul se referea doar la construcția de stadioane noi și nu la reabilitarea celor vechi. Având în vedere faptul că suprafața de joc și drenul stadionului Moldova sunt atuuri pentru stadionul Moldova, faptul că anul trecut am reușit din fonduri proprii să amenajăm acea pistă de alergare la standarde competiționale, am luat decizia ca în acest an să îndepărtăm într-o primă etapă gradenele deteriorate, cele care împrejmuiesc stadionul. Ele reprezintă și un pericol public. Vom semna în această săptămână autorizația de demolare pentru aceste gradene. Practic, aceste gradene vor fi îndepărtate. Pământul din zonă va fi nivelat și vom însămânța toată acea biută care se va constitui de jur împrejurul stadionului, o vom însămânța cu gazon și vom planta arbori și într-o etapă ulterioară vom realiza trei tribune, două de câte 500 de locuri
în zona clădirii administrative, în zona vestiarilor. Deosebirea e că vom face aceste tribune mai aproape de suprafața de joc. Tribunele existente sunt la o distanță mult prea mare față de suprafața de joc. Deci vom aduce practic în interiorul împrejmuirii de la terenul de fotbal aceste tribune. Vă spuneam, două tribune de câte 500 de locuri de o parte și de alta a vestiarilor și o tribună de 2000 de locuri, practic tribuna a doua, cea vis-a-vis de vestiare. Și de asemenea gândim două terenuri de tenis și un teren de mini fotbal. Avem și un plan pe care noi l-am propus. Vi-l vom înmâna și dumneavoastră mass media în format electronic. Practic, noi gândim o zonă de plantație de peste 10.000 de metri pătrați care să vină să întregească acest ansamblu de la Stadionul Moldova. Oricum, vi-l dăm și în format electronic ca să îl aveți. Și e un proiect care se va întinde pe mai mulți ani, dar suntem convinși că la finalul acestui proiect Stadionul Moldova va fi unul foarte modern, alături de investițiile pe care le va face în zona de vestiare. Anul trecut am reabilitat acoperișul, în acest an vom reface instalația electrică care să permită și desfășurarea în condiții bune a festivalului Cult Fest și în egală măsură vom realiza și ulterior reabilitarea acestei clădiri alături de tribunele pe care noi le-am propus în acest proiect. Eu sunt o persoană foarte deschisă și sunt o persoană care prefer dialogul direct cu cetățenii și mă întâlnesc cu cetățenii fie când merg la cumpărături, fie când merg la biserică, fie când merg la lucrări pe stradă, fie cu diverse alte ocazii când ne întâlnim în comunitate. Însă am vrut să urmez și îndemnul dat de dumneavoastră mass media și să înțeleg faptul că există o comunitate care își petrece foarte mult timp în mediul online și începând de ieri mi-am propus să ofer audiențe online în prima zi de marți și a treia zi de marți din lună, începând cu orele 17:30. De ieri am început aceste audiențe și vreau să le mulțumesc tuturor celor care mi-au adresat întrebări și sper eu să le fiu oferit răspunsurile care să edifice asupra mai multor lucruri care se întâmplă la nivelul municipiului roman. Mărturisesc că nu este o idee ce mi-aparține, este o idee pe care am văzut că o mai practică și alți colegi primari și cred că această acțiune, cel puțin ca și feedback după prima experiență cu romașcanii din mediul online, consider că a fost un succes și mă determină să permanentizez acest tip de audiențe. Așadar, în fiecare primă și a treia zi de marți din lună voi fi prezent, sigur voi anunța și public înainte, începând cu ora 17:30, pentru o oră stau la dispoziție romașcanilor din mediul online pentru întrebări. De asemenea, ați văzut și dumneavoastră, reprezentanții mass media, v-am înmânat câte un ziar, Info Primăria Română, prin care am adus la cunoștință principalele activități pe care le avem, informații utile pentru romașcani și, de asemenea, și o scrisoare în ceea ce privește darea de seamă pentru activitatea de anul trecut, bineînțeles împreună cu prezentarea consilierilor locali, lucru pe care vom continua să-l facem. În final, vreau să vă informez că voi fi prezent săptămâna viitoare, luni, la București, la o nouă reuniune a Comitetului Director a Asociației Municipiilor din România. Pe ordinea de zi vom avea mai multe subiecte. În primul rând, perspective de descentralizare a alocărilor naționale pentru programul
2021-2027 și deja am văzut aseară că guvernul a emis o ordonanță de urgență în ceea ce privește descentralizarea atribuțiilor AMPOR către ADR-uri la nivelul ADR Nord-Est în cazul nostru, ceea ce este un lucru bun din punctul meu de vedere și mai scutește din birocrația de la nivelul central. De asemenea, prioritățile legislative pentru AMR la nivelul anului 2020 și ne bucură că în ultimii ani Asociația Municipiilor din România a devenit o voce importantă și un partener de dialog și un partener legislativ pentru guvernul României, indiferent de culoarea politică a acestuia. Și de asemenea, un deziderat al nostru mai vechi și care implică o voință politică mult mai amplă, o informare și o organizare administrativ-teritorială a României. Ne dorim o reformă administrativă a României pentru a crește capacitatea autorităților publice locale, atât în atragerea de fonduri europene, cât și în funcționare, pentru că nu este posibil să existe comunități cu câteva zeci, chiar câteva sute de oameni și care să aibă o primărie, primar, viceprimar, consiliu local și un întreg aparat, și o primărie de acest calibru nu se poate susține doar din plata taxelor și impozitelor locale. De aceea, din punctul meu de vedere, alte state sunt deja la a doua, a treia reformă administrativă. E timpul ca și România să facă o astfel de reformă administrativă, însă, repet, este nevoie de o voință politică foarte mare. Cam acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le aduc la cunoștință. Am încercat să urmăresc și online pe transmisiunea dumneavoastră dacă apar întrebări. Cel puțin ori nu le-am observat eu, ori n-au apărut întrebări punctuale. Voi încerca la fiecare conferință de presă, dacă apar întrebări punctuale în timpul conferinței, să răspundem, fie mi le adresați dumneavoastră dacă nu le văd eu, astfel încât romașcanii să fie cât mai informați. În rest, pe mai departe, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Bună ziua, voiam să vă rog să explicați mai exact pentru romașcani ce înseamnă când un proiect este pe lista de evaluare. În momentul în care, haideți să vă explic cele 8 proiecte. Ele au fost trecute într-o listă de rezervă, așteptând obținerea finanțării. Noi am făcut mai multe demersuri, atât la nivelul Asociației Municipiilor din România, cât și la nivel politic, trebuie să recunoaștem, prin care am solicitat mutarea unor sume de pe POIM, care este evident că în momentul de față nu mai pot fi cheltuite, să fie aduse către axele de finanțare unde există o concurență foarte mare a primăriilor pe proiecte depuse. Acest lucru s-a întâmplat, s-au semnat aceste alocări, realocări de sume și am obținut finanțare, practic am mărit gradul de finanțare pentru aceste axe de finanțare. Ne referim la axa 10.1 și la axa 13. În momentul de față s-au alocat sume pentru toate proiectele care au fost depuse, ceea ce înseamnă că avem finanțare. Procesul de evaluare este un proces în 2 etape, de fapt în 3 etape, dar ultima este cea în care știm deja că e totul în regulă. Prima, a eligibilității administrative, ceea ce înseamnă că ni se verifică actele din punct de vedere administrativ, proprietate, documente de cadastru și așa mai departe, după care în etapa a doua se evaluează din punct de vedere tehnico-economic să se arate că proiectul este fezabil și corespunde cerințelor din axele de finanțare și ulterior faza de prefinanțare, adică semnarea contractului de finanțare, după care demarează procedura de licitație publică, proiectare și ulterior execuție. Faza de evaluare depinde atunci. Dar acum mingea e din momentul de față e mingea la ADR care evaluează proiectele noastre. Și din experiența dumneavoastră, care sunt șansele de reușită ca aceste 8 proiecte să câștige, să înceapă implementarea? Păi din punctul meu de vedere, la fel ca și celelalte 10 care au fost câștigate până acum. Noi n-am avut niciun proiect respins pe aceste axe de finanțare. O singură problem. De fapt, au fost vreo două la parcuri, dar am remediat ulterior și am avut o nouă sesiune și am redepus spre parcul Zăvoi și l-am câștigat. Și iarăși, cinematograful Unirea, pe o axă de finanțare
unde, știți foarte bine, am încercat și cu o alocare foarte mare din împrumut. Bucuria noastră până la urmă a fost că nu a fost declarat eligibil acolo, pentru că am identificat între timp, sau de fapt a apărut între timp o nouă axă de finanțare în care contribuția noastră este doar 2%. Mai sunt alte proiecte pe lista de rezervă? Nu. În momentul de față toate au intrat în evaluare și singurul care a fost depus acum pe 30 ianuarie, care urmează să fie evaluat în acest an. Și voiam să, o ultimă întrebare ar fi, a apărut în mediul pe Facebook poze cu un sondaj despre care a vorbit și domnul Leoreanu, din câte știu, un sondaj care... Da, eu, așa cum v-am obișnuit, la primărie prefer să rămânem în zona administrativă. Pe linie politică v-a menționat și domnul Leoreanu, da, este un sondaj care s-a realizat în roman. Dar nu vreau să te zic, dacă știți niște date... Nu, nu știu absolut nimic. Nu. Mulțumesc. Bună ziua. Deși eu am ajuns SMS-ul pentru informare și la Roma.ro, am reușit să onorez invitația la de presă. Spuneați dumneavoastră despre cele două proiecte. Da. Ele au trecut din lista de rezervă în lista principală. Da. Dar intră în competiție în continuare cu multe alte proiecte de puse de către. Nu, există finanțare pentru toate. Am spus mai devreme. Nu mai este o competiție, ci... Nu, acum e finanțare, da. Ele trebuie doar să treacă de procedurile de evaluare. Dacă obțin punctajul minim de 60, intră la finanțare. Vă întreb în condițiile în care știți foarte bine că pentru casa celibidate a fost problema cu ștampila. Adică... Era vorba de monument, trebuia proiectul semnat de altcineva, aici nu e cazul. Și evaluarea aceasta cât v-a spus la telecodurează? Nu depinde de noi, nici de ADR, sunt evaluatori externi. Sunt evaluatori externi angajați de ADR. Noi ne-am dorit să dureze cât mai repede, vă dați seama. Interesul nostru este să dăm drumul la lucrări și trebuie să tragem banii până în 2023, inclusiv. Trebuie să spunem că dacă se termină evaluarea undeva anul ăsta, nu știu, iulie-august? Iulie-august, noi semnăm contractul de finanțare. În baza contractului de finanțare pornim licitația pentru proiectul tehnic, durează 2-3 luni proiectul tehnic, după aia licitația pentru achiziția publică, execuție lucrări. Eu mi-aș dori toate aceste proceduri administrative să se întâmple până atunci, din 2021, chiar de la începutul anului, când permite timpul, unele dintre aceste lucrări să înceapă. Unele poate chiar mai repede. Depinde foarte mult de evaluare. Mulțumesc. Spuneți de reabilitarea locuințelor sociale de pe fabrici. Întrebare, în cât timp durează lucrările construcțiile? Unde îi transportați pe localnici? Proiectul prevede și construcția unui bloc nou și pe durata executării lucrărilor într-un bloc vor fi mutați acolo, practic va fi o zonă tampon. Păi ăla se va construi primul, îi mutăm din fiecare bloc și ulterior revin. Așa, și în spensia de scăscă, doar pe anumite procent, dar aveați din minte un proiect care prevedea reabilitarea sau modernizarea întregii străscurăgiri cu crearea de mesaj? Ne-am orientat în zonă, avem foarte mulți arbori pe alimentul stradal și singura zonă unde ne permitem această extindere este segmentul pe care vi l-am menționat. Doar pe acea zonă vom caseta și vom face acele parcări și, bineînțeles, trotuarele vor fi reabilitate în totalitate. Și ultima tot ați vorbit de data asta, presupun, adică nu mai sunt confirmați, presupun că așa o să fie. De procurețele de joacă, este la, de pe glorie, chiar din capul stății glorie, care așa e, a ajuns. De probabil nu se mai știe care e iaba, care e aia, e fântâniția aia, nici o... E cel din spate. Din spate de garaj, da, unde cu... Intră cu reabilitare peisagistică. Mă scuzați, o întrebare mai am. În legătură cu reabilitarea stadionului, cam care este suma alocată? Cât credeți că o să... Da, în acest an vom aloca suma pentru eliminarea gradenelor. Nu știu, eu cred că per total undeva în jur de 1.500.000-2 milioane de lei va fi. Total, toți anii, da. Spre 2 milioane de lei. Aici prevedem și terenurile de tenis, terenul de fotbal. Mi-aș dori terenul de mini-fotbal să fie chiar acoperit. Și atunci sunt, din acest punct de vedere, diferă prețurile. Undeva, luați în calcul, undeva în jur de 2 milioane de lei să fie modernizarea, cu tot cu tribune noi, scaune și tot ce trebuie. Mulțumesc.
tot la capitolul de extindere de sectoare de străzi, vorbeați de tineretului, zona blocului 5, asta e la spital? Da, e doar, nu la spital, lângă clinica medicală Alas, este acolo un bloc de locuințe și proprietarii din zonă mi-au cerut, nu se vor crea foarte multe locuri, 3 locuri de parcare, dar mi-au cerut și pentru blocul lor să fie... Ele vor intra în regimul parcărilor publice. Întrebare venită pe... N-am mai urmărit, o spuneți acum. E greu să vorbiți. Da, să comentarii în timpul ăsta de asta. Vă rog. Întreabă cineva de ce s-a oprit reabilitarea, modernizarea corpului B a școlii numărul 1. Da, am răspuns și aseară în audiențele online. Nu sunt oprite. Noi ce am făcut acolo au fost lucrări de decopertare a pereților în anumite zone pentru realizarea expertizei tehnice în vederea obținerii autorizației de construire. Așteptăm ultimul aviz de la Direcția de Cultură, sperăm că acum la jumătatea lunii februarie, când se va reuni Direcția de Cultură sau Comisia de Cultură de la Suceava, să introducem acest proiect. Dacă ni se va da avizul favorabil, vom emite autorizația de construire și vom da ordin de începere a lucrărilor. Sunt lucrări care trebuie făcute într-o primă etapă la exterior, ori vremea, vedeți dumneavoastră cum este, după care încetul cu încetul intrăm spre interior. Deci lucrările nici nu au început de fapt, ci doar au fost lucrări de decopertare a acelor pereți în anumite zone pentru a putea face expertiza tehnică. Și bineînțeles despre apă, dar s-a tot... De pe apă tot am vorbit. Spuneați de reabilitarea stadionului Moldova și că vreți să aduceți cumva corpul administrativ mai aproape? Nu, corpul administrativ rămâne unde este, va fi modernizat, doar tribunele le vom aduce mai aproape, da. Deci vom construi tribune noi, mai aproape de suprafața de joc. Înseamnă că nu intrați în spațiul pistei de... Sub nicio formă. Păi e ceea ce am spus, că e un obiectiv pe care l-am realizat, un obiectiv care se bucură de aprecierea romașcanilor și pista va rămâne și o vom întreține să rămână funcțională. N-am apucat să văd pe planul acela care l-ați prezentat. Există un spațiu de acces mai ușor, mai facil pentru ambulanțe? Am transmis destule meciuri de acolo și ambulanța trebuie să facă un fel de sfârșit. Nu, acum ambulanța poate să intre fără nicio problemă și prin incinta stadionului, prin incinta ștrandului. Când transmiteam noi meciuri de acolo, trebuie să... Bun, intrau pe la poarta cealaltă. Poate să intre și pe dincolo fără nicio problemă. Spuneați? Îmi cer scuze, n-am fost foarte, foarte atent că citeam comentariile din postul ăsta. Ați început un program de conferințe online? Online, da. Da? Da. Și... Da, vreau să vă întreb, mai mulți oameni pe online decât un program de audiențe normale, să zic? Depinde, sigur, adresabilitatea este mai mare. De regulă, la audiențele fizice, să le spunem așa, la care se înscriu romașcanii, sunt probleme mai personale, probleme mai punctuale, în care oamenii oarecum ezită să mă întrebe în mediul online. Pe când în mediul online sunt problematici care pot fi curente și doar poate curiozități ale unor oameni și care pot primi aceste curiozități, pot primi răspunsuri mult mai ușor prin aceste audiențe online. Exact. Și ca și problematică, cam astea au fost. Au fost întrebări punctuale din anumite zone, mai mult solicitări de informații. Deci ați intrat cumva în lumea paralelă? Nu am intrat în lumea paralelă. Iarăși revenim și trebuie să avem noțiunea și a termenilor și a exprimărilor. Încă o dată vă spun, dumneavoastră ați afirmat atunci că noi cei care trăim în mediul online și eu v-am spus, eu prefer să trăiesc în lumea reală. Mențin afirmația, da, pentru că lucrurile se întâmplă în lumea reală, însă vreau să comunic permanent și cu cei din mediul online, sigur, fără nicio problemă. Dar ideal ar fi cu toții să trăim în lumea reală. Că socializăm în mediul online e altceva și e foarte bine să socializăm acolo, dar mai mult
prefer varianta din viața reală. Ultima întrebare. Ați spus de un număr foarte mare de copaci care urmează să fie plantați. V-am mai întrebat și în alte conferințe când s-a adus vorba despre spațiile verzi. Verifică cineva copacii ăștia? Bineînțeles. Sunt monitorizați și toate plantările sunt monitorizate. Ritmul de prindere undeva 75-80% și permanent cei care nu s-au prins îi înlocuim și venim ulterior. Chiar și cei 750 de salcâmi de care vă spuneam, de la podul de fier și ceilalți aproximativ 1000 de pe strada Colectorului și ceilalți aproximativ 1000 din cartierul Nicolae Bălcescu de pe strada Salciei sunt replantări. Practic copaci care nu s-au prins, am plantat odată 5000, s-au prins undeva 3000, am mai plantat încă 2000, s-au mai prins 1000 și acum mai completăm cu diferențele în zonele unde nu s-au prins acei copaci. Ceva zis că e ultima dată asta, ultima. Apropo de tot de spații verzi, mă întrebați ceva de retur și mă rugați chiar să mă adresez întrebarea asta. Dacă mai există spații verzi între blocuri, unde există pericolul de a se transforma în parcări, cum se poate face ca acele spații verzi să devină cumva părculețe pe hârtie, așa că nu există rizic? Noi avem un registru al spațiilor verzi și toate aceste zone dintre blocuri sunt prinse ca și atare în registrul spațiilor verzi. Este important că în momentul în care vedem că o mașină parchează pe spațiu verde, sunăm la poliția locală și acea mașină va trebui să fie îndepărtată. Da. Apropo de plantări, vreau să apreciez inițiativa unei societăți, unui om din mediul de afaceri din Roman, care vrea să sprijine cu un număr important de puieți campania de plantări din Roman. În momentul în care vom face această campanie, vom face public și numărul și numele persoanei care se implică și vreau să-i mulțumesc pe această cale. În legătură cu audiența online, n-am urmărit, există posibilitatea siguranța că discutați cu ID-ul respectiv sau nu? Nu, sub nicio formă. Dar încerc să răspund la toate. Și ce m-a bucurat foarte mult că a fost un dialog foarte bun, un dialog foarte constructiv. Oamenii, indiferent de ID-ul sub care comunicau, fie că era real, fie că era fake, au pus întrebări pertinente și am încercat să răspund la cât mai multe întrebări. Cred că, având în vedere succesiunea și multitudinea de mesaje care au venit, e posibil să fi sărit vreo două, trei, eventual revenim ulterior sau pot oamenii să revină cu întrebări pe pagina mea, de exemplu. Și le voi oferi răspunsurile acolo. Dacă sunt online persoanele acum care ieri nu și-au primit răspunsurile, chiar le rog să-mi adreseze întrebările pe pagina mea și voi răspunde. Da, și am două întrebări. V-ați referit la textul ăsta, ați spus o dare de seamă. El ține, va înlocui raportul de activitate? Nu, sub nicio formă, pregătim și raportul de activitate. Mulțumim. Întreabă Romașcani, a mai fost o inițiativă, dacă ați luat în calcul un spațiu unde să poată fi depuse mașini sau pentru vânzare special, pentru ca să nu mai fie amendați pe domeniul public? Da. Dacă vă uitați, dacă vă uitați aseară la audiențele mele online, am primit și această întrebare. Da. În momentul de față nu există o astfel de suprafață. De regulă, să știți că aceste zone se fac în mediul privat, e mai mult o activitate de business. Sigur că noi putem să luăm în calcul dacă există un număr important de solicitări, dar sunt convins că zona pe care o putem oferi noi, cu siguranță nu este atractivă pentru acest gen de activitate. De regulă, o astfel de zonă, o astfel de parcare trebuie să fie într-o zonă destul de traficată. În momentul de față, terenul pe care l-am avea noi la dispoziție ar putea fi fostul obor. Și eu i-am spus și persoanei respective care m-a întrebat ieri că dacă există și prezintă interes această zonă, noi putem moderniza acel obor, putem să punem și camere de luat vedere, tot ce este nevoie pentru siguranță în zonă, mai ales că noi dorim modernizarea acelor zone și putem lua în calcul și această investiție. Dar nu reprezintă o necesitate, să spunem, chiar atât de mare la nivelul opiniei publice în momentul de față. S-a mai întrunit Comisia de Circulație? S-au mai luat ceva decizii? Sau urmează de acum? Probabil urmează. Din câte am cunoștință, nu a fost
dar amenajările care au fost propuse și urmau să fie făcute, păi, mai fi? Păi, siguranță vor fi făcute. Ceea ce am putut să facem în această perioadă am făcut. Am deconectat de la energia electrică și am deconectat și lampa de iluminat de pe stâlpul din alveola, din sensul de girație din favorit. Așteptăm vreme potrivită pentru a realiza acele extinderi pe care le-am stabilit. La giratorul de la primărie, de asemenea, așteptăm temperaturi bune. Noi pregătim în atelier semnele de circulație, așteptăm să treacă totuși iarna pentru ca să intrăm în primăvară acolo cu acest girator. Pe strada Bogdan Dragoș spre Abator va fi extins spațiul de parcare, strada, pentru că am văzut că trotuarele s-au micșorat și e o suprafață rămasă. Nu știu unde ați văzut dumneavoastră, s-au micșorat trotuarele, pentru că nici nu am intervenit încă. Și a rămas o suprafață. Probabil acolo va fi spațiu verde. Repet, dacă vorbim între Bulevardul Republicii... Abator și Cimitirul Evresc. Pe zona aia? Da. Nu, acolo va fi la același nivel strada, carosabilul. Singurul lucru pe care l-am făcut acolo în zonă, bine, acolo urmează să scoatem toate bordurile, singurul lucru pe care l-am făcut și am extins în zona bisericii Petru și Pavel din cartierul Bălcescu, am creat acea zonă de parcare și de asemenea vom crea o zonă de parcare în zona blocului de locuințe, cred că e a Marsatului, nici nu știu acu e, sau proprietate privată a persoanelor de acolo din zonă, mai sus de sediul Rosal, unde e clar că trebuie să creăm locuri de parcare pentru cei care locuiesc la bloc. Și atunci, la fel, pe aceeași logică de la Biserica Petru și Pavel, la fel vom crea și aici o zonă de parcare pentru cei care locuiesc la bloc. S-au făcut niște reamenajări la piața centrală? Există un plan de modernizare? Noi pentru piața centrală avem bugetat în acest an studiu de fezabilitate pentru realizarea acelui pasaj subteran, parcări subterane și modernizarea pieței. E doar o decizie provizorie prin care am mutat sectorul de flori într-o zonă care crea o aglomerație în traficul pietonal, l-am mutat într-o zonă adiacentă unde să nu deranjeze atât de mult traficul pietonal. E doar atât, e o chestiune doar de relocare a sectorului de flori. Ați spus că de problema apița tot vorbit, dacă ar fi să faceți un rezumat în legătură cu corelația apa vitală, apa serv, din ce știți dumneavoastră acum, care ar fi pașii care ar urma? Nu înțeleg la ce vă referiți. Spuneau de colaborare să luăm apă de la apa vitală, nici ați spus, n-ați informat. Păi eu pot să vă spun că s-au purtat discuții cu cei de la apa vitală dacă au capacitatea tehnică și cantitatea necesară de apă pentru a acoperi deficitul de la Roman. Am pus în contact cele două companii, restul e o relație pur comercială între două companii, ca și cum aș cere eu unui să ia energie electrică de la, nu știu, alt furnizor, Enel. Și acum e o relație contractuală, repet, între două companii și pe care trebuie să o rezolve. Dacă ar fi să faceți o aproximație cu, din discuțiile purtate? Nu pot să fac așa ceva, pentru că ați văzut cei direct, dar ați văzut cei direct cu atribuții în domeniul ăsta, au făcut atâtea estimări că niciuna nu s-a realizat. Aici să întrebați conducerea apa serv și ca să înțeleagă toată lumea, conducerea apa serv este la Piatra Neamț, nu este la Roman. La Roman nu este nimeni din conducerea apa serv. Directorii sunt toți la Piatra Neamț și vedeți acolo că înțeleg că au fost și concursuri. Cu cine trebuie să stați de vorbă? Singurii reprezentanți reali ai conducerii de la Roman sunt cei doi romașcani din Consiliul de Administrație. Puteți afla informații de la ei, care sunt mult mai în măsură să vă răspund. Asta nu știu, n-am fost în comisie, nu pot să... A abordat subiectul birourilor de pașaparte și permise domnul prefect ieri în cadrul conferinței de presă.
Ce noutăți mai aveți în sensul ăsta? Cam cât ar dura pașii? De asemenea, mi este foarte greu să estimez acest lucru. Pot să vă spun următoarele lucruri. La nivelul celor 29 de unități administrativ-teritoriale care se află ca și jurisdicție, să spunem, în area Romanului, s-au făcut aceste solicitări către instituția prefectului. Instituția prefectului trebuie să facă o documentație pe care o înaintează către Ministerul Afacerilor Interne și, ulterior, mingea e la Ministerul Administrației și Internelor. Sigur că, alături de parlamentarii noștri din Neamț, vom face demersuri pe lângă conducerea Ministerului pentru crearea celor două puncte de interes major pentru Roman. Aproape jumătate din populația județului se află în această zonă de est a județului. Eu reiterez sprijinul total în condițiile în care am identificat două spații de peste 100 de metri pătrați fiecare, care nu vor avea nicio altă destinație decât cea pentru obiectivul pe care ni l-am propus. Primăria municipiului Roman își va asuma, inclusiv dacă este cazul, obligația reabilitării și modernizării acestor spații și, bineînțeles, le vom da cu titlu gratuit către instituția prefectului pe perioada efectuării acestui serviciu, dacă se va realiza. Eu îmi doresc foarte mult să se realizeze și este un demers în care, credeți-mă, voi implica toți factorii de decizie, plecând de la parlamentarii din Neamț până la cel mai înalt nivel, chiar până la primul ministru. Acum, câteva. Vă rog. Pentru că astăzi este noțiune de împotriva guvernului Orban și dumneavoastră de foarte multe ori, în cadrul conferințelor de presă, chiar și astăzi, vorbiți despre importanța sprijinului de la nivel central pentru administrația care este locală. Este evident și mențin în continuare. Ce se întâmplă dacă pică guvernul? Din punctul meu de vedere, nu se întâmplă absolut nimic. Activitatea guvernului va continua ca și până acum, până la instituirea unui nou guvern. Eu am lucrat și cu guvernele trecute. Evident, mult mai bine am lucrat cu guvernul actual și vreau să vă spun că, și aici vă declar la nivel de nu de municipiul Roman, ci cred că sunt în asentimentul tuturor municipiilor din România. Este clar că veniturile pe care le-am avut în acest an au fost mai mari decât cele din anii precedenți. Sigur, nu au fost la nivelul pe care ne l-am fi dorit fiecare dintre noi, dar o îmbunătățire există și sper că acest lucru să continue și anul viitor, astfel încât în următorii 2-3 ani, practic toate pierderile pe care le-am avut în anii 2018-2019, să le recuperăm pe parcursul anilor viitor. Bineînțeles, trebuie să existe un dialog activ cu guvernul, indiferent cum s-a numit el. Revenind la întrebarea dumneavoastră, guvernul își va continua activitatea și, sigur, în funcție de deciziile care se vor lua în Parlamentul României, care este singurul for abilitat să ia măsuri în acest sens, până la instalarea unui nou guvern, actualul guvern își va conduce activitatea. Singurul lucru pe care nu îl va putea face, nu va putea emite ordonanțe de urgență. Nu, nu, aici îl avem noi, la nivelul primăriei, încă se lucrează și eu mi-am dorit foarte mult să avem un registru al spațiilor verzi care să fie înscris și să aibă un caracter public. Lucrăm la acest lucru și cred că inclusiv prin proiectul acesta european pe care l-am spus mai devreme, dumneavoastră, așa cum ați spus, n-ați ajuns la timp, avem un proiect depus POCA 13, se cheamă, și prin acest proiect încercăm să prindem și aceste spații verzi. Practic avem acolo prins și GIS-ul și planul de mobilitate urbană și încercăm să prindem spațiile verzi. Toate instituțiile sunt în esență sub același minister. Oamenii nu reacționează la aceste alarme. Prin urmare, dacă Doamne ferește va fi vreodată vreo situație de urgență și se nimerește să fie într-o zi de miercuri, oamenii vor considera că în continuare este un exercițiu. Adică, mă uitam pe stradă, nimeni n-are nicio
tresările, că sună o alarmă și aceste existențe deja de foarte multe luni. Au existat vreodată o discuție referitor la feedback, la utilitatea acestor exerciții? Nu, eu personal nu am purtat astfel de discuții. Este clar că noi suntem verificați din punctul de vedere al funcționării acestor alarme. Ele toate ajung într-un centru de comandă și în cazul în care una din alarme nu funcționează, suntem informați asupra acestui lucru. La noi funcționează în momentul de față toate alarmele și cred că rolul acestor exerciții este tocmai acesta de a verifica funcționarea tuturor alarmelor din județul Neamț. Odată la jumătate de an, dacă se verifică, cred că ar fi suficient. Aici e o chestiune care ne depășește. Nu am avut astfel de discuții. Sunt decizii luate la nivel de ISU, structuri militarizate, structuri de securitate națională și noi trebuie să ne spunem. Mulțumesc.